cuvinte de început? Poate. Sau dacă vreți, puteți să prezentați înainte, cum doriți. Dau drumul și apoi prezentați invitația dumneavoastră, în regulă. Bună ziua și bine ați venit! Ne bucurăm că ați ales să petreceți această după-amiază împreună cu noi la o nouă lansare de carte a domnului Daniel Baciu. Pentru aceia dintre dumneavoastră care nu-l cunosc, s-a născut la Târgu Ocna, școlile le-a urmat în orașul natal, iar la Iași a absolvit Facultatea de Mecanică în cadrul Institutului Politehnic. Pasionat de scris, în 2015 publică primul său roman, Pregătiri de bucate, încropiri de zaia feturi și apucături de petrecere. Din 2015 și până acum a scris 17 cărți, pe care le găsiți în biblioteca noastră și le puteți împrumuta să le citiți. Dar să revenim la cartea vedetă de astăzi. Gramatica românească, roman despre Ion Heliade Rădulescu. Cartea a fost publicată la editura Coresi și a fost lansată la Bookfest în primăvara acestui an, iar azi domnul Daniel Baciu vine cu volumul său și la bibliotecă, dorindu-și să-l aducă la lumină și publicului ionășteanu. Cum o spune și titlul, cartea este despre Ion Heliade Rădulescu, scriitor, filolog, om politic, membru fondator al Academiei Române și primul președinte, considerat a fi cea mai importantă personalitate din cultura română pre-așoptistă. Urmând și în gramatica românească același drum al cercetării și documentării, ca și în celelalte romane biografice ale sale, domnul Daniel Baciu recrează niște vremuri apuse, în centru așezându-l de această dată pe nimeni altul decât pe Ion Heliade Rădulescu. În romanul său biografic, asistăm la construirea personalității lui Ion Heliade Rădulescu de când era mic până spre tinerețe, când publică gramatica românească. Practic visul lui, da? De când începuse a îndrăgi limba noastră. Nu vă voi dezvolui prea multe informații legate despre carte pentru a nu vă diminua dorința de a o citi. Doar câteva aspecte vreau să subliniez în calitate de simplu cititor. Cartea se citește relativ ușor, aș spune ca pe poveste de-a lui Creangă, dar unde trebuie să aveți lângă voi și un dicționar de regionalisme, da? Pentru că domnul Baciu, pentru a reconstitui vremurile lui Ion Heliade Rădulescu, recurge la vocabularul vremurilor de atunci. Odată cu citirea primelor pagini, intrăm în lumea fanariotă, pentru că în acele timpuri autoritățile de la București erau tributare limbii elene. Facem cunoștință chiar de la început cu dascălul lui Ion Heliade Rădulescu, dascălul Alexa, cel care crede cu sfințenie în autoritatea limbii sale, limba greacă. Cu el își începe studiul Ion Heliade Rădulescu, care era o fire răsucită, ispoditoare și greu de strunit, după cum ne spune scriitorul Daniel Baciu. Îl vedem în roman pe Ion Heliade Rădulescu cum descifrează universul limbii slavone, de la un dascăl de la biserică, iar de la Naum Râmnician învață abecedarul greco-român și gramatica limbii chirilice. Apoi îi pică în mână și gramatica limbii franceze, a lui Chartelier, cu care se îndelenicește ceva timp, fără a uita de dorința lui cea mare, aceea de a învăța să vorbească bine românește și nu doar atât, ci să învețe și pe alții această limbă, chiar dacă jumătate din boierii vremii vorbeau grecește. Urmează școala academicească de la Sfântul Sava, unde studiază limba latină cu profesorul Gheorghe Lazăr, la această școală nemai folosindu-se limba greacă. De la el învață și regulile retoricii, matematica și trigonometria. Acestea sunt doar câteva aspecte ce țin de personalitatea lui Ion Heliade Rădulescu. Veți găsi în carte și momente amuzante. Unul dintre ele este cel referitor la boroboața pe care o face Heliade când găurește peretele șoprocului, unde doarme dascălul său Alexa și trece prin gaură firele de păr și apoi le leagă. Pozne copilărești. Absolut. Domnul Baciu nu uită nici de componenta religioasă, fără de care educația la acea vreme nu se desfășura nicicum, Saltirea fiind cartea de căpătâi, căci ea oferă de multe ori adevărurile de care are nevoie un om. Și desigur, nu lipsesc din carte nici metodele de educație ale părinților lui Ion Heliade Rădulescu, cartea constituindu-se așa pe aici colea ca un manual de parenting, dacă ar fi să vorbim în termenii voștri moderni. Este o biografie romanțată se citește ușor, așa cum vă ziceam, iar lectura este grozav de plăcută și foarte relaxantă. Domnul Baciu, vă felicit pentru această 17-a carte. Mulțumesc. Și să aveți iarăși în continuare multe subiecte interesante. Vă mulțumesc! Să dea Dumnezeu! Să fiți sănătoși!
vreți să prezentați invitații dumneavoastră? Dacă... Da, este domnul Poenaru de la editura Coresi, cu care colaborăm foarte bine și sper ca și pe viitor. Doamna Obreja de la Cenaclul Antim, de la București, care așa. Doamna Șerban de la același cenaclu, cadre profesorale. Doamna Avram de la Sibiu. Doamna Avram de la Sibiu. Tot așa, cadru universitar. Am înțeles. Noi să dăm cuvântul cui dorește să... Da. Vă auzim? Cine dorește să intervină, să înceapă discuția? Bună ziua! Aș putea să spun eu câteva cuvinte? Sigur, sigur! Mulțumim sigur. Mult! Așa cum s-a subliniat deja, domnul Baciu este un scriitor foarte prolific, pasionat de istorie și alege întotdeauna personajele din această sferă, din trecut. Au fost în cărțile anterioare personaje poate mai puțin cunoscute, dar prin acest roman s-a apropiat mai mult de poate și de ele, pentru că a ales un personaj deosebit în Ioan Elian de Rădulescu, transformând pe omul de cultură de la începutul secolului al XIX-lea într-un erou. Este o mică biografie romanțată, cartea domnului Baciu. Da. Iar accentul cade pe plăcerea de a învăța și de a transmite și altora această plăcere și în același timp sentimentul responsabilității față de cultura română și față de scrisul în limba română și formarea, cristalizarea, pentru că la începutul secolului al XIX-lea literatura română era abia la început, literatura modernă, bineînțeles, și trezirea acestei conștiințe a literaților pentru a dezvolta literatura română. Ion Elian de Rădulescu s-a dovedit un extraordinar om de litere, publicând, scriind, promovând literatura română, predând ca profesor, iar această personalitate luminoasă a culturii, dar și a vieții politice de la începutul secolului al XIX-lea, iată că intră acum într-o acoladă, într-o buclă temporală care îi dilată anumite secvențe din viață, naratorul domnului Baciu privind cu atenție, ca printr-un microscop, anumite evenimente. Dincolo de
de acest joc subtil între realitate și ficțiune, domnul Marciu creează un univers provocator, ca întotdeauna, ca în toate cărțile, pentru că dezvăluie anumite coordonate ale caracterului lui Ionel Ion Rădulescu, la care poate că nu ne-am gândit niciodată. Foarte interesant este secvența în care Ionel Ion Rădulescu este trimis pe acasă pentru a fi protejat de ciumă și acesta este un foarte bun prilej pentru a se apropia de oameni, pentru a descoperi carte. Iertați-mă puțin, trebuie să vorbesc cu cineva, fiindcă exersează la un instrument și nu știu dacă se aude la dumneavoastră acele bătăi ritmate. Sper că... E ok, nu se așa. Bun. Foarte, foarte frumos și finalul acestei cărți. E un final triumfător, aș putea să spun. Este o deschidere către activitatea ulterioară a lui Ionel Iade Rădulescu. E o punere în temă pentru alte narațiuni sau pentru a studia biografia acestui om de cultură. Stilul lui Daniel Baciu îmi este acum foarte familiar. Aș putea să-l identific foarte ușor, având în vedere cărțile pe care le-am parcurs, cărțile dumneavoastră pe care le-am parcurs. Aceeași preocupare de a păstra atmosfera prin lexic și construcții care amintesc de timpul respectiv, aceeași preocupare de a presăra în text și în discursul personajelor cuvinte care scârnesc hazul sau ironii, care subliniază trăsăturile personajelor. Aceeași dorință a scriitorului de a crea autenticitate în romanele sale. Eu îl felicit pe domnul Daniel Baciu pentru extraordinarul ritm pe care îl are de a scrie cărți și pentru apariția acestei cărți la o editură prestigioasă, Corint. Mulțumesc! Vă mulțumim! Cine dorește să continue? Doamna Camelia Obreja, poate, sau domnul Poenaru? Aș vrea să preiau eu microfonul, dacă se poate. Sigur! Am să corectez, nu este editura Corint, este editura Coresi. Domnul Daniel Baciu are, precum se vede în scrierile sale, o deosebită plăcere de a povesti.
are plăcerea de a construi prin cuvinte personaje, momente și situații din istorie, iar felul în care le construiește ne atrage, ne inspiră, ne convinge, pentru că se simte bucuria povestitului. El este un Ion Creangă model. Dacă citim cu atenție frazele sale, vom vedea că de multe ori întâlnim sincope care ne trimit imediat la cultura de oralitate a stilului, care sunt acolo pentru a punta anumite nuanțe, anumite idei și pentru a ne ține mereu cu sufletul la gură. E un al cuvântului, e un stilist de prima mână și de aici vine farmicul fiecărei tale. Noi am publicat până acum cărțile de la Urbăr până la Nil despre Franz Binder. Am publicat această carte despre Helian Răgulescu și chiar acum se află în tipografie cea mai recentă carte domnului Daniel Baciu, care se numește Cărțile copilăriei, și sperăm să facem o întâlnire online sau față în față, în care să arătăm și virtuțile acestei extraordinare cărți, care povestește despre aventurile familiei negri și despre contribuția acestei familii la istoria și spiritualitatea românească. Un lucru pe care trebuie să-l subliniem la domnul Baciu este extraordinarul patriotism. Felul în care respect istoria și personalitățile istoriei noastre, iubirea pe care le o acordă, felul în care ia totul în formă pozitivă, constructivă, astfel încât putem și noi să ne dăm seama că suntem membrii unui neam ales, că spiritualitatea românească s-a construit de-a lungul acestor secole și că ea trebuie dusă mai departe în ciuda atâtor greutăți pe care știm cu toții le întâmpinăm în contemporanitate. Domnul Daniel Baciu este un scriitor care va rămâne atât prin stilul său, cât și prin aceste dovezi ale puterii și frumuseții istoriei noastre, aceste dovezi ale trăinicii culturii românești. Îl felicităm și așteptăm în continuare răspunsul ei sale. Vă mulțumim. Mulțumim. Dacă îmi permiteți, sunt de acord cu tot ce a spus atât doamna Șerban cât și domnul Poenaru, ce au spus amândoi. Admir foarte mult faptul că ambii au reușit să scoată în evidență niște aspecte foarte importante ale lucrărilor domnului Daniel Baciu și în special acele pe care o avem astăzi în discuție. Dar mă bucur în primul rând să văd că în sala de la Biblioteca din Unești există foarte mulți tineri, pentru că e important ca acest volum să fie cumva citit și receptat corect de către tineret. Noi, cei care avem în spate o experiență și care am studiat mai mult despre tot felul de lucruri legate de istoria noastră și care am avut apoi la un moment dat și această aplicare spre a studia mai mult despre literatura română,
și a studiat scriitorii noștri clasici, să zicem că știm niște lucruri. Domnul Daniel Baciu, într-o convorbire particulară, mi-a spus că nu vine cu noutăți în acest volum, nu face ca descoperire esențială, sunt doar lucruri pe care de-a lungul timpului noi, oamenii, românii, le-am aflat și le-am așternut pe hârtie despre viața și opera autorului Ion Iria de Rădulescu. Mă rog, viața omului și opera sa. Însă e foarte, foarte plăcut să găsim aceleași lucruri care sunt atestate documentar sub o altă formă, sub aspectul unui roman, care este o poveste. O poveste care are un fir, începe de undeva și merge până undeva. De data aceasta, povestea este povestea cărții, gramaticii românești, de la stadiul de sămânță de idee piripată în mintea unui copil, deci iată, și tinerii, copiii foarte mici pot avea idei pe care apoi să le împlinească la un moment dat. Deci de la această sămânță, tot traseul pe care l-a urmat până la a deveni realitate, cartea care a fost tipărită. Astfel se încheie volumul de față și, bineînțeles, acesta fiind în același timp traseul acestui volum, dar traseul omului, Elia de Rădulescu și al celor care au fost în preajma lui în permanență. De la părinți la educatori, sunt toți aduși aici în prim plan, toți devin personaje principale alături de Elia de Rădulescu în câte un capitol, și are foarte multe capitole. Cartea, deci, foarte mulți oameni pe care el i-a întâlnit de-a lungul acestei călătorii, de la vârstă școlară până când a ajuns el însuși dascăl și până a reușit să vadă finalizată această muncă titanică pe care el a înfăptuit-o cu tot felul de opreri, cu tot felul de întrebări proprii referitoare la modul în care trebuie alcătuită lucrarea, modul în care trebuie va fi receptată, îmbunătățirile care se pot aduce și chiar și această idee că atât am făcut eu acum, de acum mai departe ceilalți sunt cei care vor putea să continue munca mea. Ca de obicei, domnul Daniel Baciu reușește să ne creeze această lume, să ne poarte în vremea respectivă și locurile respective, reușește să ne facă părtași la discuții, să ne creeze, așa cum s-a spus aici, portrete de oameni. Mie mi-a plăcut foarte mult cum a fost redat în special George Lazar, dar este aici și tatăl lui Rădulescu, negustor, este și acel cioban din al doilea capitol, care îi pune la dispoziție în mod surprinzător un car în parcursul muncului. Deci, într-adevăr, patriotismul, iubirea de carte, iubirea de învățător se observă aici. Iar domnul Daniel Baciu cred că este cel mai personal, cel mai potrivit autor pentru a pune în pagină, în cuvinte, toate aceste lucruri, pentru că, într-adevăr, după atâta experiență în scrierea de volume pentru a prezenta lumii și a le face cunoscute, într-o manieră plăcută, este foarte plăcută și această lectură, se poate face, trece lectura cumva ușor și datorită titlurilor. Într-adevăr, limbajul este extraordinar de frumos, cu expresii foarte frumoase. Acele sincope de care pomenea domnul Poenar, care reușesc să dea timp și cititorului să vadă mai bine fraza și să înțeleagă și aluziile din spatele multor expresii, de multe ori ironii, de multe ori umor, nu veți vede neapărat cu cohote citind cartea, dar veți căpăta o frumusețe perioadă lângă cunoștințele și pe lângă, pe care vi le puneați puție, și pe lângă dorința de a afla mai multe și despre George Lazar și despre alți oameni pe care România i-are
Iar pentru că ei chiar au existat și chiar au realizat lucruri mărețe, cum este și această gramatică, îl felicit pe domnul Daniel Bace pentru felul în care își alege de fiecare dată personajele principale. Într-adevăr, nu știu ce să spun. Nu știu dacă mă așteptam neapărat la Eliezer Rădulescu. Aici nu este o aventură, o călătorie prin țări străine, nu este despre a pleca de acasă pentru a descoperi ceva, ci a rămâne acasă și a descoperi acest acasă ca fiind traiurile românești și limba română, aceea pe care tocmai am sărbătorit-o acum câteva săptămâni cu toții. Vă mulțumesc mult! Sub spor, las cei elevilor dumneavoastră, sunt curioasă cât de mult le va plăti lor această carte, pentru că nouă, sigur, ne-a plăcut mult. Mulțumim! Doamna Sultana, așteptă. Nu vă auzim. Are microfonul închis. Acum da, e regulă, vă auzim. Da, e așa. Acum am auzit? Da. E regulă. Da. Bună seara, bună ziua tuturor, mă bucur să fiu alături de dumneavoastră și la lansarea acestei cărți. Și, desigur, domnul Dan Baciu m-a surprins și de data aceasta, pentru că de fiecare dată vine cu un domeniu care pare, nu știu, diferit de la culori. Cartea despre culori, când am încercat și am reușit să identific picturile pe care le descria domnia sa, de la cea legată de Franz Brunner cu pelerinajul care l-a făcut și, desigur, mi-a trezit interesul și pentru obiectele pe care le-a adus în Muzeul Sibian. De data aceasta, cumprins cu această lucrare a lui din mai multe de vedere. Este, desigur, paletă largă subiecte pe care domnia sa le-a părtat. Dar la aceste carte, fiind a fost cartul didactic, a fost imposibil pentru mine să nu fac comparat. A fost imposibil să nu văd sistemul de învățământ de atunci, felul în care profesorii predau, materiile care au predat, felul în care elevii sau discipolii reacționau la cursuri pe care erau predate la profesorii respectivi și, desigur, și personalitățile vremii, pentru că de fiecare dată personajul principal este încadrat într-o epocă, într-o perioadă istorică, făcându-ne la tot ceea ce se întâmplă și pe plan politic și pe plan cultural. Spuneam că n-am putut să nu gândesc la materiile care erau predate în ciclul primar, în care se învăța limbă sau cirilică, slavonă. Și mă gândeam tristețe faptul că, de exemplu, unde a fost o secție de arhivistică care s-a desființat, studenții la care am predat erau incapabili să descifreze un document în cirilică. Degeaba am făcut ieșit la arhive, cunoscând documentele măsurate în metri liniari, documente deosebit de importante, în chirilică și slavonă, ar fi necesar pentru un istoric să cunoască și să poată să decifreze și să lucreze pe asemenea documente. Din păcate, studenții noștri, ca să nu mai zic elevii, care n-au nu există curicula lor chirilica sau slavonea, dar nu pot face fapt. Desigur, foarte multe cadre didactice care predau, unele nu mai există, s-au colisionat și nu prea mai există cadre didactice care predea chirilica și slavonea, cel puțin la Sibiu.
Personal am avut un profesor excepțional care a preferit de Stavon, se ocupa de un domnul Circă, nu știu că ați auzit de domnia sa, o personalitate în domeniu, dar văd cu tristețe că, deși ne trage dintr-un neam latin, limba latină este destul de puțin predată și este destul de puțin acceptată de elevi la clasele respective și am făcut comparații cu ceea ce Ion Heliade încerca să învețe, încerca să ducă și să mențină un echilibru între chirilică, savonă și limba română. Dar, în același timp, am acoperit în lucrarea domnului faptul că o mare parte din buchet foloseau limba greacă în conversațiile lor, în viața de zi. Lucru pe care eu personal nu făceam. De asemenea, am aflat lucruri interesante legate de personalitate de lucrării. Nu numai de Tudor Cărdinescu, dar și de Bărăceanu, Bărăceanu care a ocupat terenul sau zona să se poată studia școala. Formația furnizată de domnul Dan Baciu a fost pentru mine deosebit de interesante. Vă spun atât din punct de vedere al predării unui anumit obiect, unui anumit materii, dar și a fost interesantă pentru metoda de predare, felul în care interacționau profesorii cu elevii, felul în care li se deschidea competitul pentru carte, pentru studiu. Desigur, Ion Eliade a fost între cei care era pasionat de carte, de tot în felul acesta, dar o anumită deschidere spre copii, spre tineri care pot să învețe și există o anumită apletare și o înțelegere a lor, a coborârii la nivelul acestora, lucruri care se întâmplă destul de rar, din păcate. Mă rog, m-a distrat și felul în care erau cunoștiștii care nu erau atenți la ore, cu Vercioc, când în când îi altuia pe cei care nu erau atenți și mă gândeam astăzi, care o avem la catedră cu telefonul mobile sau cu lipsa atenției față de materia predată. Pentru mine, deci, a fost o paralelă permanentă, citind o paralelă între învățământul de astăzi, educația de astăzi și cea care era în vremea lui Eliade Răduleescu, dar și informații absolut necesare privind limba română și gramatică românească, știind fiind faptul că astăzi, datorită internetului și a emoticoanelor și a turcii de a scrie, copiii nu prea mai pot să scrie, scriu cu greșeli de ortografie, fără cratimă și mai departe, pentru că calculatorul ne-a găsit această plăcere a cartografiei scris de mână și atunci, desigur că posibil că este o pierdere pentru cei care au pierdut legătura cu scopa scrisă, pentru cei care au abandonat-o, ca să spun. Desigur, astea sunt grările sunt cerute să fie predate pe calculator, prin taxe, scrise de mână, și evoluția învățământului, desigur, este normală, pe o parte, dar pe de-alta, e păzat să se piardă din experiențele trecutului și din modalitățile de abordare a unor teme din literatura română și din gramatica românească. Îi mulțumesc domnului Dan Paciu pentru toate aceste date și informații suplimentare și atmosfera creată în cartea domniei sale. Îl felicit și aștept cu nerăbdare să vedem cu alte domnii, ce alte universuri
ne va deschide în viitor prin publicațiile domnului Stanley. Mulțumesc și urez mult succes atât dumneavoastră, cât și dumneavoastră. Vă mulțumim, doamna Susana. Aș vrea să revin la publicul prezent aici. Cine dorește să ia cuvântul, poate, nu știu. Vreau să zic doar două vorbe, o intervenție, o intervenție. Sigur. M-a bucurat de spus că domnul Baciu s-a aplicat asupra lui Ion Iliade Rudescu, privind gramatica românească, pentru că în școală, sigur, se învață, nu știu acum, programa nu o cunosc acum, dar nu se făcea foarte mult, decât, de exemplu, că a scris gramatica românească și că a fost un om important de cultură și la aceasta adaug că el este cel care a lansat acel dictor. Scrieți, băieți, nu mai scrieți. Mă adresez și celor de aici. Prin SMS, bineînțeles. În ideea că noi, probabil, unii ne-am mai întâlnit la o ședință, să spunem, de poezie românească, deci, la vremea respectivă, nu aveam o literatură română. Era un amalgam între slavonă, greacă, limbile acestea de circulație, așa, și româna era mai puțin reprezentată, chiar în biserică, oamenii nu înțelegeau slavona. Deci mergeau la biserică, dar nu înțelegeau slavona. Făceau gesturile care erau acolo, așa, și iată, Ion Heliade Rădulescu vine pentru limba română și cu această gramatică a limbii române. Eu, la ora actuală, nici acum nu pot spune, nu sunt convins, chiar dacă limba română se cheamă așa și ne numim români, merg mai degrabă pe ideea limbii dace, care s-a perpetuat până în zilele noastre, inclusiv acum, pentru că latinii n-au făcut altceva decât să impună structură, o structură gramaticală care se potrivea și trebuia să se potrivească, având în vedere cucerirea apusului de către biserică și încă de prin 1204, când a început catolicizarea forțată spre Transilvania și Moldova, sigur, erau probleme. Și, din câte am înțeles eu, nu prea am avut noi posibilitatea să intrăm în bibliotecile, în arhivele Budapestei sau chiar la Roma. Dar s-a scris, am înțeles că exista și o scriere, nu pot să vă spun acum pentru că nu știu, pe limba dacă, o compilație între dacă și limba latină, pentru ca să nu dea nici de bănuit, dar nici să se uite limba dacă. Iată, spuneam de Ion Heliade Rădulescu, că a lăsat acest dictor. El este omul important, este omul de cultură, ca și în Moldova, Gheorghe Arsachi, de exemplu. Noi avem aici un liceu care se numește Liceul Colegiul Tehnic Gheorghe Arsachi. Dar Arsachi n-a realizat numai lucruri de natură tehnică. A scris și poezii, a scris și proză, a făcut cultură.
Și îl felicit pe domnul Daniel Baciu pentru această aplicare. Eu am mai fost la vreo două lansări de carte ale dumnealui. Eu nu mai știu aici la București unde a fost atunci sau în altă parte. Și aici. Poteți? A fost aici. Nu, dar știți că a fost și la București odată. Da, Cartemir. Unde era? Deci, la... cu domnul... La Cenaclu Antim. Așa. Da. Și... elevii, la ora actuală, nu e obligatoriu să știe, să cunoască foarte bine limba slavonă sau scripta sau știu eu. Dar să înțeleagă prin această carte și prin ceea ce se mai găsește în programa școlară, să înțeleagă că evoluția limbii române a fost cumva ascendentă și cu oameni foarte importanți pe care noi trebuie să-i prețuim, nu să-i dăm uitări. Știu că foarte greu se învățau cronicare, nu știu ce. Sigur, și acolo existau niște lucruri, dar o aprofundare, o lectură diversă în această privință ne dă nouă imaginea de unde am venit cu această limbă, unde am ajuns și spunea foarte bine, probabil, doamna profesoară universitară, să înțeleg, că unii, eu nu spun de aici, Doamne ferește, nu prea știu să scrie, fac greșeli, pentru că persoanele de față se exclud. În calculator se scrie foarte repede ideea de informare și nu se mai scriu cuvintele corect. Chiar și... Nu, este căutată o altă corectitudine. Deci este căutată o altă corectitudine care se aplică... Ideea de comunicare, nu de corectitudine. Să facem diferența. Nu. Deci un alt sistem de comunicare. Care e pure doamna Mitroiu, știu că avea așteptat. Eu n-am cartea, o am acum. Deci prea multe, nu pot să spun despre carte în sine, dar am văzut două, trei titluri și este nemaipomenit și l-a spus foarte bine că se citește ușor, deci poate fi citită. Mulțumim frumos! Eu vă mulțumesc, dar la rândul meu o să dau un cuvântul cuiva care împărtășește cel puțin o pasiune mare cu împricinatul care ne-a adus astăzi împreună. E vorba de istorie și aș zice eu două pasiuni. Și scrisul, pentru că Victor Putașu promite mult. Să vină cu perspectiva istoricului de data asta. Este el de clasa 12, mi-am grăbit să-i rup din timpul lui, cu precizarea, și o să vedeți de ce, că omul e pe jumătate pe picioarele lui, așa că nu-mi permit să-l țin foarte mult, are multe responsabilități. Îl invit să vorbească el mai întâi. După cum vedeți, am încercat aici un predare de ștafetă. Am apreciat că la anterioara lansare de carte, de la Vorbă până la Amil, domnul Baciu a apreciat prezența în sala tinerilor și am gândit că această carte necesită cu atât mai mult. Și când o să vină momentul care eu să spun câteva lucruri fără să rețin tare mult atenția sării, o să și motivez de ce. Victor, știu că tu îți faci la temele de acasă, ai multe lucruri de spus, dar o să te rog să sintetizezi așa. Bine? Te invitim. Mulțumesc. Să vii mai în față, ca să te amuni și cei care sunt online. Poți să vorbești cu de acolo mai tare. Da. Ziceam că mă bucur să văd toate categoriile de vârstă în această țară astăzi. Cam așa. Eu doream să împărtășesc puțin din viața celui care a fost Ion Heliad Drăgulescu din punct de vedere istoric.
Și din punct de vedere istoric, trebuie să spun că Ion Hiliade Rădulescu nu este cea mai mare personalitate a culturii pre-pașoptistă. Este și o personalitate pașoptistă de-a dreptul. Aici? Da, mulțumesc. Deoarece, la 1848, Ion Hiliade Rădulescu a fost un revoluționar muntean foarte activ în ceea ce privește programul revoluționar politic pașoptist, în primul rând, după aceea plecând în exiliu. Înainte de asta, trebuie să spunem, la 6 ianuarie 1802, s-a născut la Târgoviște ca fiul al lui Ilie Rădulescu și al Eufrosinei Danielopol, ca nume de fată. Ilie Rădulescu, tatăl scriitorului, a fost polcovnic. Ce înseamnă polcovnic? Ca un fel de colonel, am spune noi, echivalentul colonelului în armata rusească. La fel și bunicul său matern, asta se știe mai puțin. Bunicul matern al lui Ion Hiliade Rădulescu, Alexandru Danielopol, a fost și el polcovnic în armata Rusiei. Trebuie să spunem că climatul social, cultural, politic în care a crescut, în care s-a format Ion Hiliade Rădulescu, a fost dominat de regimul fanariot și de apogeul dominației otomane asupra principatelor române. Pentru că regimul fanariot a presupus o intensă grecizare a instituțiilor statului în ambele principate, atât în Țara Românească cât și în Moldova. Trebuie să spunem de altfel că majoritatea termenilor pe care îi folosim astăzi erau schimbați total în vremea aceea. De exemplu, domnul nu exista, domnul exista arhon. Arhon Bane, se spunea boierului, de exemplu. Sau dascăl, nu exista profesor, exista dascăl. Da? Asta am și admirat în cartea domnului Baciu, faptul că folosește termenii de epocă, corespunzători epocii fanariote. Ion Hiliade Rădulescu a prins epoca fanariotă doar în tinerețe, până la vârsta majoratului aproximativ, deoarece după revolta lui Tudor Vladimirescu, un an după se revine la domniile pământene. Tudor Vladimirescu și-a continuat, evident, ăsta, Ion Hiliade Rădulescu, vă scuzați, și-a continuat parcursul și, evident, în perioada 1822-1829, cum s-a precizat și anterior, devine cumva purtătorul de grijă, să-i spunem, principal al Colegiului de Ingineri Hotarnici, Școlii de Ingineri Hotarnici de la Sfântul Sava, din București, urmând ca în 1829 să lanseze prima gazetă românească, Curierul Românesc, care va activa cu întreruperi până în 1859, chiar, deci o perioadă de aproximativ 30 de ani, când va fi interzis, va fi suspendat numai de decizia unui guvern condus de Ion Ghica. Foarte puțin acum trebuie să subliniem faptul că Ion Hiliade Rădulescu a luat parte la Revoluția Pașoptistă, da? Deci la 1848, în tendință cu curentul european de atunci. În 1848 se alătură unei organizații secrete, Frăția se numea, înființată în prealabil în 1843 la București, condusă de Nicolae Bălcescu și Ion Ghica în principal. Și aici, la 1848, după ce la ordinul lui Gheorghe Magheru vine în Oltenia, lansează Ion Hiliade Rădulescu și Nicolae Bălcescu, redactează împreună proclamația de la Islaz, care devine un act cu valoare constituțională pentru Țara Românească timp de 3 luni, cât va funcționa un guvern provizoriu, un guvern revoluționar. La 9 iunie 1848, Ion Hiliade Rădulescu, în localitatea Islaz, anunță punctele programului politic pașoptist. După aceea urmează 10 ani de exil, până în 1858, revine în țară și în 1866 ia ființă Societatea Literară Română, care va deveni ulterior Academia Română, a cărei prim președinte și este Ion Hiliade Rădulescu. Moare la 27 aprilie 1800. 72, la vârsta onorabilă de 70 de ani. Și cu asta se încheie o poveste foarte pe scurt a scriitorului. Evident că vă invit cu căldură să
parcurgeți cartea. Este o adevărată bijuterie, am reușit să o parcurg în proporție de 50%. Îmi va face plăcere să parcurg și cealaltă jumătate. Vă mulțumesc pentru atenție și sper că nu v-am plictisit prea mult. Mulțumim. Da, Victor, evident, a dat foarte multe lucruri de spus, de-aia am făcut un semn discret și îmi place că funcționează comunicare non-verbală, da? A înțeles că este suficient să ne folosească, să ne așeze un anumit context? Nu se aude, nu se aude. Veniți mai în față. Lângă domnul Baciu atunci. Da. Sunt câțiva ani buni de când, nu, rămâneți acolo, de când particip la ceea ce se întâmplă, frumoasa interacțiune cu prozatorul Daniel Baciu, și am remarcat de la prima astfel de activitate prolificitatea distinsului scriitor de aici. Am mărturisit chiar că mă complexează și am făcut atunci o analogie, sper că nu era forțată deloc, cu anul 1904, anul Sadoveanu. Și am zis, abia aștept să văd ce ne mai pregătește domnul Daniel Baciu și constat că oricât, da, de pregătită aș fi pentru surprizele domniei sale, de fiecare dată îmi depășește așteptările. Am călătorit ultima dată de la Vurpăr până la Nil. Am mers cu... Da, mi-a plăcut, v-am spus de atunci. Da? Cu Weissmantal, da? Cu Franz Binder. Am trăit povestea lui Giamuga. Și iată că de data asta ne-am întâlnit foarte fericit cu Ion Eliade Rădulescu. Cartea se numește, foarte interesant, și poate că nu s-a vorbit suficient despre copertă și despre condițiile grafice excepționale. Îmi permite să deschid coperta 1 și coperta 4, să vedeți că ea compune grafic nu știu ce, nu? Da. Nu știu, cam ce ar trebui să reprezinte asta. Un spațiu pentru o scrisoare, de exemplu, nu? Apoi, organizarea capitolelor. Cartea este structurată pe 41 de capitole. Și doar dacă citești... Atâtea reușiți. Atâtea. Da? Sunt prea puține? Nu. Da, dar să știți că s-ar putea ca domnul Baciu să aibă dreptate, pentru că eu, de exemplu, dacă aș fi fost în locul domniei sale, nu se poate întâmpla niciodată, aș fi pus la sfârșit puncte de suspensie. Pentru că mi se pare că sfârșitul nu e acolo. Și doar dacă citesc aceste capitole, cred că voi compune în esență această poveste de viață, ale cărei trăsături dominante ar fi dragostea pentru valorile neamului, frumoasa educație pe care o primește în familie, râvna pentru carte, pentru scris, și datoria față de neam, față de țară, pe care o mărturisește înainte să fie o idee, înainte să fie un sâmbure de idee. Este o curiozitate nețărmurită a copilului, niță al Rădulescului, adică Ion al lui Ilie Rădulescu, negustor, fost șef de poteră. Și îmi permiteți că titlurile vor fi citite rapid. Și deja veți înțelege că e musai să citiți această carte, să plecați cu ea acasă. Cele 8 glasuri ale Octoihului. Alexandria, ciuma lui Caragea să fie ea de folos învățăturii? De acum va învăța românește în clasele boierului Scarlat Grădișteanu. Părțile cuvântului. Iată-l ajuns și la școala grecească de la Schitul Măgureanu. Dascăl și științe. Cărțile ciudate care au ajuns să-i umple lui Ion Eliade de timpul și viața. Se apropie în zare o școală nouă. De ce să nu-și continue treaba pe care a început-o? Unii dintre noi colegi sunt dintre cei de mai înainte. Ion Eliade pornește împreună cu tânărul Nănescu în căutarea cântăreților. Urmează cel de-al doilea ciclu de învățătură, întâlnirea cu o carte veche și greu încercată. Sunt oare destule cuvinte în limba asta a mea? Ce frumoasă întrebare, da? Care n-a fost numai retorică, se demonstrează până la sfârșitul cărții. A fi și a avea, dar și a vrea.
Urmează acum cel de-al treilea ciclu de învățătură. Profesorul acesta îndeamnă pe tineri dați pe mâna lui să privească biserica altfel decât până acum. Se arată în zare și ingineria câmpului. Tinerii au prilejul să se întâlnească cu unii dintre înainte mergătorii lor. Oare cu ce ar putea să stea Ion Iliade în fața unor urmași de-ai săi în școala din care urmează să iasă cât de curând? O altă întrebare, da? Care exprimă datoria, da? Pe care o resimte, da? Personajul. Se mișcă lumea Bucureștiului precum valurile mării. Ion Iliade devine stâlpul casei și al negustoriei părintești. Profesorul Gheorghe Lazăr și lecția nemaipomenită pe care a fost în stare să o dea pandurilor. Vrea să fie negustor, dar nu e de el, după cum au ajuns cu toții să-și dea seama. Iată că se ivește o cale mai potrivită pe care să purcea de Ion Iliade în viață. Să intrăm acolo unde Ion Iliade Rădulescu ține cursurile sale pentru cei din cursul începător. Deci școala poate începe, dar a venit iarna și peste școala aceea. Apare și profesorul de geografie. Ion Iliade mai primește ajutor și din partea altui nou profesor. În lumea asta a noastră, trebuie să scriem și frumos. Să învățăm câte ceva și despre dreptate și despre împărțirea ei între împricinați. Are de-a face și cu un călugăr foarte învățat. Pentru Ion Iliade a venit și vremea aceea când a ajuns să simtă căi pe picioarele sale. Și totuși este gata. Și intuiți că ne apropiem de ultimele 5 capitole. Oare ce-o fi cu profesorul Gheorghe Lazăr? Ion Iliade începe viață nouă în școala de botanici de la Sfântul Sava. Vântul care desparte și chiar împrăștie lumea, dar apropie sufletele care ajung în stăpânirea lui. Ion Iliade este cerut de un mare boier, la chemarea căruia n-are cum să scape. Dinicu Golescu, da? Și iată că această dorință se împlinește. Ce să spun, am citit cu sete și cu bucurie cartea asta, curge foarte ușor. Are o fluență anume. Și chiar dacă uneori frazele se mai termină așa pe la mijloc, cred că sacadarea asta e un fel de răsfrângere de gând. Adică te determină să iei o pauză și să respiri ca să reflectezi asupra lucrurilor care tocmai s-au spus. Am observat, încă o dată, componenta, și dacă greșesc, iertat să-mi fie, de Bildungsroman. Adică este carte a evoluției, da? Formării unui caracter, a unei personalități. Îl găsim pe Ion Iliade Rădulescu. Este o aventură. Da. Aventura cunoașterii și devenirii. Exact, da? Inițial, în rolul acesta de elev, cam năstrușnic, da? Pus pe șodii, foarte curios, dar tocmai de asta problematic și nu neapărat pe placul dascălului său, pentru că pune prea multe întrebări. Da? Vrea să știe și nu se pliază foarte bine pe sistemul acesta în care profesorul dascălul este autoritatea supremă. De aceea, da, pune ca și la op, cale ca postă... cele 8 glasuri. Da, exact, ale 8 oifului. Un mijloc plin de tâmpenie. Da, sigur, da, din care învață totuși ceva foarte interesant. Se întâlnește în această calitate cu mai multe tipuri de profesori și foarte interesante de urmări. Și de multe ori am avut senzația că mă întâlnesc cu dascălul Rostogan din un pedagog de școală nouă lui Caragiale. Apoi am avut și reprezentarea domnului Trandafir. N-am să spun în cine, o să vă las vouă plăcerea de descoperi. Sigur că l-am simțit și pe Bădița Vasile, da? În anumiți mentori cu care se întâlnește. Și apoi trăiește și experiența profesorului, da? Când el trebuie să se afle în fața elevilor și câte gânduri, câte neliniști, da? îl frământă. Ce-am mai observat eu aici, na, cu stilul meu didacticist, că astea sunt instrumentele și filtrele cu care plec la drum. Multiplele teme, da, pe care le înglobează ca fiecare scriere a domnului Baciu și acest roman, și fiindcă ați spus de o autobiografie, o biografie romanțată, iarăși o întâmplare care leagă niște lucruri. Tocmai venim, cu câțiva dintre elevii de aici, de la Bachfest, unde evident că ne-am întâlnit cu domnul Jicu, care a scris Iorgu, da? Despre George Bacovia,
De asemenea, în Grădina cu Poeți a fost lansată cartea lui Cosmin Cioloș, despre care chiar m-a întrebat cu surprindere, doamna profesoară, în centrul căreia se află figura lui Anton Pan, împrumutul cu cel mai mare drag. Și iată că, da, sunt multe altele, da, completați și foarte fericit seria aceasta. Mi-au plăcut multe, foarte multe scene de aici, în mod deosebit acelea în care tatăl, da, destul de strict, da, foarte bine intenționat, care pricepe realitățile în care trăiesc și nevoia de înaltă educație pe care se ofere copilului. Inițial îl îndreaptă, na, din rațiuni practice înspre școala de hotarnici. Vine de gustor, da, să ajungă de gustor. Dar căutarea părinților, discuțiile, dialogurile pe care aceștia le poartă în secret sau, da, cu voce tare, să găsească cel mai bun profesor, da? Nu contează ce costuri, da? Și permiteau, asta este norocul familiei și, mă rog, al tânărului Eliade, că se dezvoltă într-o astfel de familie. Iată, de exemplu, cum îi spune tatăl, mi-am făcut, am măcelărit cartea asta, dacă de-aia nu voiam să mă apropii de dumneavoastră foarte mult, să nu vedeți ce am făcut, da? Pentru că am subliniat, da, și am trasat aici, iată, dacă îmi permiteți, un astfel de dialog între Ilie, da, Rădulescu și fiul său, când conștientizează că totuși calea, da, lui Ion, lui Niță, este alta. Și zice așa, vezi tu, Niță, se zice că bătrânețea e partea cea mai grea din viață, însă eu nu cred că e adevărată vorba asta pe care mi-au băgat-o unii pe gât. Și de ce n-ar fi așa, tată? Pentru că cea mai grea mi se pare a fi vârsta asta a ta. Tânărul s-a apucase să mănânce, însă ochii erau îndreptați spre figura gânditoare a părintelui său. Ca la un moment dat să lasă tacâmul în farfurie. Cred că încep să pricep. Nici nu e greu. Pentru că acum nu este, nu ne este dat altceva de făcut decât să alegem. Și voi, da, sunteți la vârsta, trebuie să faceți niște alegeri mari pentru viața voastră. Unii dintre voi chiar la vârsta aceea sunteți. În primul rând, ocupația pe care bănuim că am ști-o. Pe când ea, de fapt, se ascunde precum Năluca din poveste. O vezi, dai să o apuci și nu e. Dar dacă ai pe cineva în ajutor, apoi ar fi bine dacă meseria de care mă voi apuca, m-ar mai ține acasă și nu să mă trimită cine știe pe unde. Și-ar mai fi ceva, copile. Tot acum ai să-ți alegi consoarta, cea cu care îți vei duce viața de acum înainte. E, nu, da? Nu am ajuns în punctul acela cu cartea. De asemenea, dar el ajunge. Da, nu în carte, da, da, sigur că da. M-am pus în pielea elevilor care se luptă cu gramatica. De exemplu, părțile cuvântului, adică părțile de vorbire. Da? Lupta cu verbele auxiliare, ați văzut mai devreme. A fi, da, a avea, dar și a vrea. Și iată ce frumoasă, și cred că o mai spun un lucru și gata, că eu aș sta mult să vorbesc. Da. Nu cred că ne permite timpul, da? Iată ce zice. E la mare cinste a fi acesta, dacă mă deslușește în toate. Când zic eu sunt, arăt tuturor că trebuie să țină seama de mine, căci ființez. Poate oricine să mă vază și să mă audă. Și nu se poate să nu fiu luat în seamă, cu toate cele ale mele, pentru că sunt viu și sunt gânditor. Sunt în stare să merg sau să stau. Dacă sunt plin de chef să șed, sunt înalt pentru unii și sunt scund pentru vlășgani. Sunt pe cale să plec sau sunt gata să rămân, dacă ce mi se spune mă face să fiu curios. Tare multe afirmații, cuvânt luat din cartea lui Condiac, au nevoie de verbul acesta. Și apoi, da, de exemplu, despre verbul a avea. Da, care îi dă mari bătăi de cap, după cum mărturisește tânărul. Nu știu ce se întâmplă, dar am dat de un verb care mă muncește rău de tot. Și voi ați dat de verbe care v-au muncit rău de tot. Până și pe el îl muncea. Da, până și pe el îl muncea. Zice, nici nu mai știu cum să-i fac față, dacă m-ar ajuta careva. Păi spune-ne și nouă cum stă treaba. Dar mai înainte, cine-i făptașul?
Poate că împreună îl vom lămuri să fie ceva mai cum se cade. Căci dacă e cu tine, înseamnă că va fi și cu noi. Sunt convins că îl folosim cât e ziulica de lungă și nu avem habar cu ce ipochimen avem de-a face. Este unul căruia îi zice a avea. Eu am auzit de el și îmi zice că stăpânesc ceva sau că mi-am pus în cap, că acel ceva să ajungă să fie al meu. Dar nu numai atât, Nănescule, că și eu am auzit de verbul ăsta. Poate să-ți arate și că-ți pare rău de ce ai dobândit și ai pierdut. Foarte frumos, da? Modul în care tânărul Rădulescu încearcă să înțeleagă părțile de vorbire, da? Care se împart pe căprării. Da? Eu le spuneam elevilor de borcane, da? Că sunt 10 borcănele, fiecare cu etichetă, aici locuiesc substantive, aici adjective, acum o să le zic și eu căprării, să știți. Da? Și cât de interesantă e căprăria asta adjectivelor, adjectivele concrete, da? Și cele care reprezintă abstracțiuni ideale. Și tot așa. Dar n-am să vă spun mai mult despre asta. Da? Cartea este savuroasă. Absolut savuroasă. Se citește atât de frumos, da? Și, repet, înțelegi o personalitate, o epocă, dar parcă și relația dintre magister și elev. Categoric. Da? De unde vine dorința aceasta de a alcătui o gramatică? Să vedeți ce muncește pe un tânăr. Cineva trebuie să facă o limbă norodului să fie canonisită. Da? Adică să exprime ceea ce trebuie și cu toții să ne înțelegem așa cum se cuvine și să ne tocmim așa cum se cuvine, da? Când e vorba de târg de piață, de lucruri de viață. Zice, regulile ale vorbirii, ale scrisului și ale cititului. Sau cum definește mai departe gramatica. O cuvântare ținută într-o zicere pocită te face să pleci în huiduiele celor care te ascultă. Sper că asta nu mi se întâmple mie astăzi. Gramatica este un meșteșug, chiar este. E tare frumoasă și mă bucur că ați făcut-o să se arate așa. Prin care învățăm să cunoaștem o limbă, a o vorbi. Rădulescu m-a învățat. Și ați transmis mai departe și iată că ne-ați prilejuit această predare de ștafetă. Au vorbit și au scrie tocmai după însușirile și firea ei. Limba este mijlocul acela prin care noi facem cunoscut și altora ceea ce cugetăm. Adică voința, părerea, trebuința, ideile și altele. Chipurile prin care ne arătăm ideile pot fi și mișcări ale trupului. Și gata. Eu vă mulțumesc și vă felicit. Și să le Dumnezeu să ne chemați cât de curând la următoarea alcătuire. Sunt aproape sigur să vedem, da. Nu mă retrag în huiduie, da? Acum mulți ani a fost gazda aproape a tuturor lansărilor de carte. De această dată stă acolo stânghiere în calitate de invitat. Oaspete! Și încheiați dumneavoastră, că de obicei deschideați. O să încheiem, o să spunem la revedere. Poftiți, domnul Pașu. Eu țin să mulțumesc la toată lumea, și celor care sunt de față și celor care sunt de față, pentru frumoasele cuvinte pe care le-au spus despre această carte, în primul rând. Țin să spun că pentru mine cartea este nu despre, neapărat despre Ion Eliade Rădulescu. Cartea este despre gramatica românească a lui Ion Eliade Rădulescu. Este o aventură. O aventură a cunoașterei, dar și a devenirii. Pentru că vreau să am pornit de la bun început, de la primii pași în viață și în ai lui Ion Eliade, până când a ajuns și el, la rândul lui, să ajute pe alții să meargă mai departe, devenind și el profesor la rândul lui, precum înaintașul Gheorghe Lazar. Despre gramatica românească, normal, că au studiat, au puricat-o, lingviști de mare renume din România. Nu am vrut, nici un pic nu m-am gândit că ar putea să calc pe urmele lor. N-am curajul, n-aș fi avut curajul pentru treaba asta. M-am gândit, în schimb, că aș putea ca să redau istoria creierii acestei
aceste gramari, aceste cărți nemaipomenite, astfel încât să ajungă să fie cunoscută, înțeleasă și iubită, dacă se poate, de cei care au ajuns să o practice, această gramatică românească. Nu este vorba numai despre Ion Ilie de Rădulescu în această carte. Este vorba despre o întreagă pleiadă de persoane, personalități, împreună cu care, cu care el s-a întâlnit, cu care a avut legături, atât din punct de vedere, să zic așa, al profesiunii de învățător, de profesor, cât și de cetățean, la urmă. A avut o colaborare extraordinară cu Gheorghe Lazăr, de la care a învățat a învățat cum să vorbească românește, dar și cum să ajute și el la rândul lui și pe alții tineri ca să ajungă și ei să cunoască ceea ce știe el, ceea ce poate să le predea, ceea ce este în stare să le spună. După aceea a avut de-a face cu Petrache Păinaru, care fusese elev la școala lui Gheorghe Lazăr, acum fusese trimis în străinătățuri ca să își definitiveze bagajul de cunoștințe, a avut de-a face cu Grigore Alexandrescu, care era rudă apropiată cu viitoarea lui soție, Maria Alexandrescu, a avut de-a face cu Anton Pan. La un moment dat, în tinerețe, în adolescența sa, vrea să cunoască și limba cântată. Adică nu neapărat numai limba vorbită, ci și limba cântată de cântăreții de strană, de cântăreții din... Ei, unul din acești cântăreți era Anton Pan, venit din sudul, din sud de la Dunăre, și care ajunsese tot așa să... într-o biserică de București. Un coleg sau împreună cu un coleg s-a obișnuit să colinde prin biserică ca să asculte cum cântă românește în strane niște tineri ca și ei. Și într-o zi Nănescu îl trase după sine pe la biserică Sfântul Nicolae Șelar, unde cicar fi cântând o minunăție de voce. Una cum Ion Eliade n-a mai auzit. E unul Anton Pantelevici, care a devenit Anton Pan, pe care îl știm și noi. Sau cam așa ceva, care a venit de dincolo de Dunăre. Cel care bagă muzica bisericească în cap e un grec pe nume Petru Efesiu. De ce fel de neam o fi tânăr cu pricina, nu am aflat încă. Unii zic că ar fi bulgari, alții că s-ar trage neam de macedoni. Iar câțiva și-au băgat în cap că atunci când se apucă să cânte, scoate tremolou ori țigănești. Însă are o voce cum niciun țigan de-al lui Laie nu are. Ai să-l asculti și tu și ai să-mi dai dreptate. Când ajunseră la ușa acelei biserici, ieși înainte chiar grecul. A venit și voi să-l auziți ce scoate pe gură Anton Pan al meu. Rândul lui la strană vine în curând. Hai, intrați și nu mai bârtiți pălăriile în mână. Tânărul Anton Pan are o voce foarte pătrăzătoare. Ajungea până la cei doi tineri toate cuvintele lui din acțiuni, cânte cu bisericesc pe care trebuia să îl cânte, puse pe muzică bisericească. Păi bine, măi, Petrache, dar ăsta cântă românește. I-am înțeles tot ce a scos din gură. Ți-am spus că nu vei veni de pomană? Degeaba. Deci, și de la Anton Pan, Eliade a avut ceva de învățat. A avut ceva de învățat. Ce vreau să... Ce-am vrut, de fapt, să pun în valoare? În primul rând, și ce am vrut ca să obțin de la tinerii care ajung să citească sau să cunoască această carte, faptul că orice afli te ajută în viață. Orice cunoști, orice cunoștință
îți parvine, te ajută să te formezi, să devii adultul pe care obligator îl vei deveni. N-ai ce face. Nu scapă nimeni de treabă. De asemenea, nu ne-a, cum să vă spun eu, Ilie Rădulescu, tatăl lui Ion Eliade, s-a gândit la un moment dat ca să-l pregătească pentru meseria de negustor, pentru că avea și o prăvălie ca atare. Și și-a dat seama că Ion Eliade n-are niciun fel de pregătire, adică n-are stofă de negustor, că trebuie să ai o stofă de negustor, adică trebuie să ai niște date psihice care să te ajute în această meserie. Și văzând lucrul ăsta, nu l-a obligat să facă meseria asta de negustor, nu i-a băgat pe gât prăvălia lui ca să o ducă mai departe. L-a lăsat să facă ceea ce credea el de cuvință că îi se potrivește cel mai bine. Iar cel mai bine era meseria de dască, de profesor, de învățător, de formator de tineri care trebuie să ajungă în viață. Gheorghe Lazar a deschis școala de ingineri hotarnici de București, precum și Asachi a deschis școala de ingineri hotarnici la Iași, primul sistem de învățământ superior tehnic din România, al lui Asachi. Ce erau inginerii hotarnici în acele vremi? Erau topometri, topografii din ziua de astăzi. Să știți că e o meserie foarte căutată. Țineți cont de treabă. Ei delimitau proprietățile, loturile agricole, viile, pădurile, locurile de casă, bine, cu mijloacele empirice din vremea aceea, bine, normal. Așa. Dar este foarte interesant un lucru. Și atunci, ca și acum, ca să fii inginer hotarnic și să faci despărțământul care este necesar între doi proprietari, trebuie să cunoști geometrie, trebuie să cunoști trigonometrie. Atenție, nu uitați lucrul ăsta, vă rog mult. Mă refer la tânăra generație, bineînțeles. Ion Eliade Rădulescu a fost un tânăr foarte activ. A participat la revoluția, la mișcarea revoluționară a lui Tudor Vladimirescu, poate și dintr-un elan tineresc, poate și din curiozitatea de a vedea cum ce se întâmplă în legătură cu toată treaba asta. Bineînțeles că și tatăl lui ajunsese capitan de panduri în oasea lui Tudor. El a venit împreună cu toți colegii lui ca să-l vadă pe Gheorghe Lazar, atenție, profesorul lor, care ajunsese să regleze tirul tunurilor lui Tudor Vladimirescu. Gheorghe Lazar regla tirul. Asta făcea. Balistica. Balistica tunurilor. Ca să vedeți seama ce copilărie tumultuoasă a avut Ion Eliade Rădulescu. Ce să vă mai spun? Ce să mai precizez un lucru? Important este să faceți ce vă place. Important este să... Mă refer la profesia pe care o veți alege, bineînțeles. Pentru că, așa cum a spus și doamna profesoară, cum a citit și dumneavoastră ei, cea mai grea perioadă în viața unui om este adolescența și tinerețea. E cea mai grea. Pentru că atunci trebuie să optezi, trebuie să alegi, să alegi ce vei deveni, ceea ce este foarte greu. Eu vă urez succes! Dacă mai dorește cineva să spună câteva cuvinte dintre cei trei, dintre invitațiile și evenimentul online? Dacă nu... Nu închidem. În primul rând, copiilor să aibă cât mai mulți profesori dascăli, așa cum a fost modelul Eliade Rădulescu pentru foarte mulți care i-au urmat. Vă urez să alegeți, după sub
sufletul vostru și ceea ce alegeți să vi se potrivească și să vă aducă satisfacții, vă urez să vă bucurați de anii ăștia de școală, care nu sunt ușori și școala n-a fost niciodată vreo fericire. Vă îi admir pe cei pentru care a fost o fericire. Dar nu pentru majoritatea, nu e o fericire. Dar este necesară. Dar este necesară. Și a observat foarte bine domnul Baciu. Orice învățăm, ne folosește. Chiar dacă spunem nu, eu sunt la limba română, la filologie, la ce îmi trebuie mie matematică? Credeți-mă! Credeți-mă! Esența, nu trebuie să vă aduceți aminte cum se fac integralele peste 20 de ani, nu. Dar esența algoritmii și reflexul de a gândi vă vor ajuta în orice veți face, indiferent în ce domeniu. Așa că, atâta vreme cât sunteți la școală, vă rog și vă urez să vă puteți concentra acolo, la orele acelea, chiar dacă acasă nu o să mai învățați. Acolo, la ore, încercați să înțelegeți ce vi se spune. Vă vor folosi toate lucrurile astea, se vor așeza și la un moment dat, ele stratificate așa, vor forma un corpus de cunoștințe la care veți putea face apel mai târziu, în situații foarte diverse și absolut surprinzătoare. Așa că vă urez mult succes, să urmați calea pe care vă doriți încă o dată și toate astea să vă aducă satisfacții și să aveți mult succes în tot ceea ce veți face. Mulțumim, domnul Baciu! Este un exemplu cartea aceasta dumneavoastră din foarte multe puncte de vedere. Îi îndemn pe toți copiii să o citească, să citești încă o dată foarte ușor și sper că această întâlnire v-a fost de folos. Și încă ceva. Sunt ferm convins că fiecare dintre voi își va aduce aminte cu o deosebită plăcere de anii de liceu. De-abia atunci când ajungi la maturitate, când ajungi la maturitate și treci prin viață, prin toate greutățile vieții, că viața nu e ușoară, o spun, nu ca să sperii pe cineva, dar nu e ușoară. Dar în perioadă... Da, dar atunci oricine își poate aduce, își va aduce aminte cu plăcere de ani petrecută. Doamne ajută, numai bine!